ele pentru că s-ar putea. Am revenit în direct, doamnelor și domnilor. Vă promiteam că vom continua discuția noastră și în pauza publicitară i-am adresat invitatului nostru, domnul Bența, i-am adresat o întrebare cu privire la impozitul pe construcții, renumita taxă pe stâlp. Să-mi spune și mie ce se întâmplă cu ea din 2017. Ce se întâmplă astăzi conform codului fiscal? Dar discutam tot aici că acest cod fiscal suferă multe, multiple modificări. Potrivit formei valabile în martie 2016, celebra taxă pe stâlp, taxa pe construcții datorată la bugetul de stat, se va abroga. Acum, dacă chiar se abrogă efectiv, va trebui să așteptăm sfârșitul anului, pentru că avem multe alte taxe stabilite până la sfârșitul anului, iar ulterior au fost prelungite an la rând. Acum, noi, dacă ne gândim și ne uităm în urmă, vedem că această taxă a fost exemplu clasic de taxă în care nimeni n-a știut, fără studii de impact, fără nimic. Undeva estimarea a fost la vreo 200 de milioane de euro strânși la nivelul țării, practic s-au strâns undeva la 1,5 miliarde de lei, aproape dublu și un pic mai mult decât dublu. Operatorii economici care au plătit-o au spus că este o taxă grea, este o taxă greu de suportat. Până la urmă ea a fost introdusă la procentul de 1,5%, ulterior din anul 2015 s-a redus la 1% și au fost excluse mai multe categorii de construcții. De exemplu, prima dată au fost excluse terasările din zona agricolă, din fânețe și pășun, după care au fost excluse toate construcțiile din zona agricolă și ulterior s-au extins și la construcțiile din afara teritoriului României, de exemplu, platformele petroliere din Marea Neagră sau mai simplu modernizările făcute la construcții luate cu chirie sau date cu chirie sunt scutite de la această taxă. De fapt, cum funcționează sistemul? Sistemul este destul de frumos, echilibrat. Spune așa, pentru toate clădirile la care se plătește impozit la primărie, nu se plătește taxă la bugetul de stat. Și au echilibrat în sensul că pentru toate clădirile la care nu se plătește la primărie impozit, atunci se plătește la bugetul de stat. Deci a fost denumită, cum noi știm că sunt sute de tipuri de construcții care intră pentru această taxă, presa a fost cea care i-a găsit denumirea frumoasă, spumantă, taxa pe stâlp, dar în realitate stâlpii sunt mai puțini, intră toate parcările, intră toate construcțiile subterane, tot pentru care nu se plătea impozit la primărie, se plătea la bugetul de stat. Păi n-avem decât să sperăm că se scoate și se păstrează odată și odată legea. Acum, eu sunt un om cu capul pe umeri și nu cred că se va scoate această taxă, dar este o opinie personală. Dar vreau să argumentez de ce cred acest lucru. Bugetul de stat din România este construit astăzi, conform legii bugetului de stat, cu un deficit de 26 de miliarde de lei noi, aproape 6 miliarde de euro. Finanțarea oricărui deficit se poate face din împrumuturi. Deja au cochetat guvernul tehnocrat cu 1 miliard de euro. Luăm, nu luăm, dar până la urmă totdeauna se ajunge. Noi, taxe, puțin probabil într-un an electoral, sau, cum s-a apelat orice guvern în ultimii ani, au tăiat investițiile publice. Deci, excedentul bugetar de anul orice trecut... Orice guvern de dreapta. Orice guvern de dreapta, stânga, nu mai contează. Anul trecut au fost și dreapta și stânga, pe orice culoare a fost în ultimul timp. Eu sunt apolitic, prin urmare zic de fiecare. Și noi suntem la fel, numai zic că de fiecare, dar observă tendința. Da, ok, deci în ultimii ani cam toate guvernele pe care le-am avut au avut această situație de a tăia cheltuielile cu investițiile publice. Sigur, nu poți să tai salarii, nu poți să tai pensii, urgențele nu poți să le tai, că Doamne ferește să mai întâmplă ceva, dar investițiile poți să le mai tai, le mai amâni, dovada faptului că o autostradă începe într-un an și se termină când termină copiii facultatea. Încep la când sunt la grădiniță și se mai termină când termină copiii facultatea. Bun, prin urmare e destul de greu să spui că vei mai reduce o taxă fără să introduci o altă taxă. Este exact situația care s-a întâmplat în anul de față, când pentru reducerea TVA
Iar aici a fost o greșeală economică, din punctul meu de vedere, pentru că n-au scăzut prețurile. Deloc. Mie nu știu de ce au făcut chestia asta, că presupune că se face un studiu înainte. Da, TVA-ul s-a redus, într-adevăr, ca și cotă generală, dar nu s-au redus prețurile. De exemplu, taxiurile au același preț și abonamentul la monitor oficial este la același preț. Exact chestia cum au făcut cu pâine atunci. De-au ieftinit-o și au crezut că... Da. Bun. O să vină toată lumea să ia și... Toate aceste, dar uite, și lucruri drăguțe. De exemplu, cafeaua de zi cu zi nu mai are acciză. Este primul an din 90 încoace în care nu se plătește acciză la cafea. Sau, iată, într-un an cu producții bune de fructe, s-a redus cu 30% acciza la băutură alcoolică. Un lucru foarte bun pentru... Da, pentru noi românii este absolut îmbucurător. Este pentru o țară minunată și zâmbăreață, reducerea accizei la băutură alcoolică. Ei bine, compensarea se revede în taxe suplimentare pe PFA și ne referim la pensia introdusă pentru PFA-uri. Da, de undeva trebuiau să scoată... Creșterile de taxe pe... locuințe și nu numai pe locuințe și pe terenuri, ar trebui discutat un pic și despre terenuri, plus niște lucruri din astea așa mai, cum să zic eu, chiar lumești. Până anul trecut nu se plătea impozit pe terenul de sub casă. De anul ăsta se plătește și e chiar o sumă frumoasă. Chiar, care este aceasta la baza unui astfel de... Sunt foarte mulți oameni la țară care se întreabă, mă, tată, mă, mamă, dar de ce plătesc eu cu 50... Anul trecut am plătit atât, iar acum plătesc cu 50 de lei mai mult. De unde? Și mie mi-a fost greu până m-am documentat un pic să le răspund și să le explic, pentru că vă mărturisesc sincer, de la primării nu primesc absolut niciun răspuns. Și să înțeleagă omul fiind casa lui și pământul. Nici acum nu înțeleg. Măi, tată, dacă eu plătesc pe construcția, pe casa mea, da? Am casa mea pe bucata aia de teren. De ce trebuie să plătesc și pe terenul care e de desubt, dacă oricum plătesc pe construcție? Bun, revenim iarăși la nivel de supoziții. Așa s-a semnat codul fiscal. Însă raționamentul este matematic, este doar simplă matematică. Dacă avem 8,7 locuințe în țară, iar fiecare dintre aceste locuințe are o amprentă la sol medie, să spunem, de 100 de metri, ia uitați ce de bani se scot numai din această creștere de impozit. Deci totul este doar o contabilitate seacă, foarte ușoară de aplicat și mai greu de plătit aceste impozite. Subliniez, nu impozitele în sine sunt problema, ci ce se întâmplă cu ele, unde se duc banii contribuabilului. Dragi guvernanți, dragi autorități publice locale, ce faceți voi cu banii noștri? Asta este întrebarea. Da, și totuși, și prima întrebare este, pentru că dacă statul vine la nu știu ce presiuni și pune o tâmpenie, impozit pe o tâmpenie, cum a fost asta cu stâlpii, după părerea mea, este o tâmpenie, păi atunci, dacă când o retras sau o modifici, păi tu nu trebuie puțin să îi despăgubești pe cei la care le-ai luat-o? Ei, bine, cum știți cum e, când statul zice că zice, când statul zice că ia, chiar ia. Da. E o diferență majoră între cele două atitudini. Prin urmare, dacă ar fi să ne raportăm un piculeț tot la aici la taxe, și tot una dintre întrebări a fost cum se mai impozitează un PFA, dacă e mai bine să fii PFA în ziua de astăzi, sau dacă e mai bine să fii micro-întreprindere, în limita timpului disponibil, putem să avem și astfel de discuții. Îndată, dar înainte de asta preluăm un telefon și după aceea vom continua discuția. Alo, bună ziua! Bună ziua dumneavoastră și invitațiilor! Bună ziua! Aș avea o întrebare. Firmele care nu au angajate persoane cu handicap, conform legii, sunt obligate să depună la bugetul de stat o sumă, funcție de angajații care iau și de persoane cu handicap care nu le-au angajate. Acești bani de cine sunt gestionați și unde ajung? Pentru că sunt firme care nu au persoane cu handicap angajate și plătesc la bugetul de stat o sumă lunară. Mulțumim tare mult. Îndată o să rog pe invitatul meu să răspundă întrebărilor noastre. Deci de cine sunt administrate acești bani și unde ajung? Bun. Ar trebui să punctăm mai exact. Legea obligă angajatorii care au mai mult de 50 de salariați să angajeze 4% persoane cu handicap. În cazul în care nu se angajează o persoană din cele patru, se plătește o sumă după o formulă de calcul raportată la salariul minim pe economie. În acest moment, pentru cei care au depășit cei 50 de salariați și nu plătesc această contribuție, nu au aceste persoane angajate, se plătește la
bugetul de stat la ANAF, mai exact ANAF-ul este instituția care are dreptul să încaseze și să colecteze și să inspecteze această firmă privind plățile, iar ulterior banii prin bugetul general consolidat sunt redirecționați către Oficiul pentru Protecția Persoanelor cu Dizabilități. Însă aș vrea să vă dau un sfat. Faceți puțin optimizare fiscală. Vedeți că aveți dreptul ca în locul plății acestei contribuții la fondul pentru handicapați, cum îl cunoaștem noi, să achiziționați bunuri și servicii de la unități protejate. De exemplu, în loc să dau 2000 de lei pentru bani la bugetul de stat care pot să ajungă aiurea, pe românește, cumpăr bunuri și servicii comercializate, produse sau comercializate de astfel de unități. Coli, laptopuri, dacă sunt cazul, sau tot ce au aceste unități protejate. Însă v-aș ruga ca după emisiune dumneavoastră în caz particular să analizați mai profund că ne trebuie o căruță de documente, un acord cu această unitate. Deci, practic, acei bani îi veți folosi dumneavoastră pentru cheltuielile curente ale societății respective. Da. Haideți să revenim la discuția noastră de mai devreme. PFA sau micro-întreprindere? Micro-întreprindere. Mai e vreun avantaj să ai PFA? Că înainte toată lumea, când se ducea la Camera Comerțului, era pe un rând altul. Vedeai că la SRL și la... Așa nu era mai nimeni, sau mă rog, era mai mult și la PFA era o condiție. Din păcate, efectul politicii economice ale noului cod fiscal conduce la o impozitare foarte aspră pentru persoanele fizice ce desfășoară activități independente sau profesii libere. Uneori se ajunge ca impozitarea PFA să fie chiar de 3 ori mai mare decât o impozitare a unei micro-întreprinderi. Și aș vrea să încep cu partea cea mai ușoară, către ce ne îndreptăm. Dacă dumneavoastră luați statisticile primilor luni de la Registrul Comerțului, o să vedeți că numărul de societăți, SRL-uri, cum le cunoaștem noi, a crescut la matriculare cu circa 35%, iar numărul de PFA-uri radiate se duc cam cu 10% la 2 luni. Cu alte cuvinte, din mai trec 2 luni, se mai radiază încă 10% din aceste PFA-uri. O micro-întreprindere, mai întâi trebuie să spunem telespectatorilor noștri, că este o societate sub oricare formă de organizare, dar în principal SRL, că aceasta nu este ușor la îndemână, care în anul trecut sau în anul prim al înființării a realizat venituri mai mici de 100.000 de euro calculate la cursul de la 31 decembrie al anului anterior. Hai să presupunem că e 4,45.000. Cu alte cuvinte, o micro-întreprindere poate să realizeze venituri până la aproximativ 445.000 de lei. Ce nu poate să facă această micro-întreprindere? Nu poate să aibă servicii din venituri din consultanță și management decât maxim 20% din acele total cifre de afaceri, total venituri impozabile. Și nu poate să-și desfășoare activitatea într-o zonă din aceasta mai puțin uzuală, jocuri de noroc, pariuri sportive, bănci sau exploatarea resurselor minerale. Dar în rest, tot ce înseamnă activitate uzuală, clasică, obișnuită, poate fi făcută ca pe acea micro-întreprindere. Dacă noi ne cunoaștem de viață și știm că sunt un PFA, cam același lucru pot să-l fac și ca PFA și ca micro-întreprindere. Și acum revenim la partea dură de impozitare. O micro-întreprindere este impozitată diferențiat în funcție de numărul de salariați. Dacă nu are salariați, atunci impozitul este de 3% pe veniturile impozabile. Dacă are un salariat, și mă refer la salariat cu 8 ore, cu normă întreagă, impozitul se reduce la 2%. Dacă are 2 sau mai mulți salariați, atunci impozitul este de 1%. Și în plus, apare și o facilitate. Pentru primele 24 de luni de la înființare, dacă angajează un salariat, atunci are un impozit de 1%, cu condiția să estimeze cel puțin 48 de luni de activitate și să nu intre în lichidare, dizolvare sau și să, aici mai e o problemuță, să nu aibă altă acționari și asociații. Deci, o facilitate destul de ușor de îndeplinit. În același timp, reamintim că una dintre măsurile serioase de relaxare fiscală și este o măsură adevărată, așteptată de tot patronatul mic și mijlociu, este distribuirea dividendului cu o impozitare de 5%.
practic 3 cu 5 fac 8 impozitare, astfel încât banii dintr-o societate să ajungă în buzunarul patronului. Nu mai ți-a 40% statul. Nu mai ia 40%. Mai există ceea ce trebuie să discutăm, este celebra contribuție la sănătate. Și trebuie să știm că în 2016 măsurile diferă de 2017. În 2016, dacă tu, patron, realizezi dividende și sunt impozitate cu 5%, nu plătești contribuția la sănătate de 5% dacă ești și salariat sau PFA sau asigur. Adică sau nu mai plătești încă o dată. Nu mai plătești. Nu, treaba cu încă o dată este discutabilă, pentru că o să vedem că nu numărul de venituri este important, ci suma. Deci dacă ești salariat, ești PFA, atunci plătești contribuția la sănătate pentru aceste venituri, nu mai plătești pentru dividende. De la anul intervine o modificare în sensul că toate veniturile, inclusiv veniturile din dividende, sunt considerate venituri din investiții, intră într-o pălărie, într-o găleată, se cumulează cu toate veniturile impozabile ale persoanei fizice și se plătește contribuția de 5,5% și pentru acestea, însă partea frumoasă este că sunt plafonate superior la 5 ori 12 luni, ori salariu mediu pe economie, cât va funcționa în anul 2017. Pe de o parte se extind baza impozabilă, pe de altă parte se plafonează superior. Anul acesta, de exemplu, dacă erai doar un patron fără să fiți angajat la firmă, plăteai 5,5% la toate dividendele distribuite, indiferent de suma acestora. Puse una peste alta, ajungem undeva la 13% impozitare, inclusiv cu contribuția la sănătate. Da, nu mai. Eu personal, mai 24, da, nu? Eu personal consider că și o analizăm și din punct de vedere social. Cumva și acel patron va ieși la pensie, nu o să poată să muncească continuu. Mă rog, urăm afaceri cu mai multe. Consider că cea mai ușoară formă de impozitare este micro-întreprinderea, care realizează venituri cât mai multe, la care patronul se angajează pe el însuși. În sensul ăsta va avea și o contribuție la pensii, nu neapărat mare, va avea și o contribuție la sănătate, deci le privim și din punctul de vedere social. Și dincolo, dacă este un om disciplinat și serios, își plătește, se duce și... Cu siguranță. Haideți să mergem și la partea de oameni disciplinați. PFA-urile întotdeauna au fost foarte disciplinate. Este mult mai ușor să impozitezi PFA-urile decât societățile, mai ales când ele devin mari. Impozitele plătite de un PFA în 2016 sunt 16% impozitul pe venit, era și în anul precedent, 5,5% contribuția la sănătate era și în anul trecut. S-a introdus ca element de noutate obligația contribuției la pensii de 10,5%, indiferent dacă persoana respectivă este deja salariată, va plăti această contribuție. Ce se întâmplă? Se întâmplă în felul următor. Așa este legea, strâmbă. Tu, dacă ai un PFA și realizezi venituri mari, vei plăti prin acest 10,5% o sumă mai mare decât ar fi plătit un salariu pentru un salariu plătit cu minim pe economie. De exemplu, eu dacă încă știi ca și PFA 5.000 de lei, plătind 10,5% la 5.000 de lei, achit o sumă mai mare la buget decât un salariat care este încadrat cu 1.000 de lei, corect, cu salariul minim pe economie. Deci, practic, vor să distrugă sau vor să minimizeze. O să vă spun imediat și opinia mea. Terminăm cu impozitarea. Și atunci au spus în felul următor. Ok, da, dar acest 10,5%, chiar dacă uneori îți asigură plăți mai multe la buget, nu îți dă stadiul de cotizare complet. Dacă vrei să plătești, să ieși la pensie cu un stadiu de cotizare complet, de fapt plătești 26,5% contribuția pe care ar fi plătit-o și angajatorul și salariatul. Ei, de la 26 plus 16 plus 5, mai sunt unele PFA-uri plătitoare de TVA. Nu prea mai rămâi cu nimic. Și în felul acesta înțelegem de ce la Registrul Comerțului coada este din ce în ce mai scurtă acum la PFA și începe să fie din ce în ce mai... Cu siguranță însă o decizie de astfel de natură de a muta activitatea de pe un PFA pe o firmă sau de pe o firmă pe un PFA trebuie să țină cont și de alte considerente și principalul considerent ar fi când îți folosești banii. Pentru că este o problemuță aici. Tu, în momentul în care ești PFA, ai încasat acel onorariu și poți să dispui din bani exact în ziua în care ți-ai încasat onorariu.
în partea cealaltă, când tu ești patronul unic, asociat și administrator al societății pe care tu ai înființat-o, în momentul în care societatea a încasat acei bani, tu nu mai ești proprietarul banilor, ci este societatea, iar societatea îi va folosi acei bani în alte condiții. Practic, ca să poți să scoți acei bani din societate, va trebui să aștepți un an și ceva, un an până depui bilanțul, situațiile financiare și poți să distribui dividendul. E, aici este o decizie de viață a fiecăruia dintre noi, din ce trăiesc până voi încasa dividende. Asta este adevărata întrebare de natură socială și nu de fiscală. Aș completa, e mai bine în cazul ăsta, pentru că în momentul când ai niște executări, nu mai poți să te execute chiar așa ușor. Fiind banii societății, nu mai sunt banii tăi. N-aș intra că într-o zonă de execută. Discuția poate trebuie general să intrăm și pe aici, zic eu, pentru că sunt e la modă ca să ai cel puțin o executare, ca să spun așa. Deci, dacă nu mai mult de jumătate din cetățeni sunt datori la bănci, asta e clar. Asta e foarte clar, mulți, e dovedit. Din ce în ce mai mulți nu-și mai pot plăti și o să ajungă la aceste moduri de a colecta. O să știți că poate nu le cunoaștem noi, dar legiuitorul a progresat în astfel de executări, execută și veniturile după în societăți. Există procedura terțului poprit. Dacă dumneavoastră aveți o datorie la mine și dumneavoastră nu vă onorați plățile, atunci să fiți cu poate să mă execute pe mine în numele dumneavoastră. Eu am un termen foarte scurt, de numai 5 zile, să protestez împotriva acestei popriri. Dar cu siguranță nu asta a fost discuția de fond, ci discuția de fond a pornit de la ce au crescut aceste taxe pe PFA. Păi au pornit tot de la mediul de afaceri și poate tot de la noi. Cunoaștem faptul că unii angajatori au transformat aceste PFA-uri pornind de la salariații proprii. Cunoaștem și vedem firme foarte mari cu zeci de milioane cifre de afaceri care nu aveau un salariat. Toți erau transformați în PFA și întrucât legiuitorul nu a fost în stare să extragă acei oameni care au încălcat legea, pentru că este o încălcare de lege. Atunci a lovit peste tot. Unii angajatori, eu plătesc impozite ca și dumneavoastră, ca toată lumea la salariații, plătesc pe contract de muncă. Impozitele sunt mari pe salarii, undeva la 55% în acest moment. Cele au fost și mai mari în anii precedenți. Și atunci era acest vehicul financiar în care PFA-ul se plăteau mai puține impozite și erau mai mulțumiți și angajatorii și salariații. Ei, unii care au dat salarii mari au spus, da, uite, ăla nu plătește, PFA-urile nu plătesc. Nu este adevărat, se plăteau impozite numai că într-o formă redusă. Și aș vrea să mai amintim ceva. Ca salariat, ai salarii mai micuțe, asta e viața, dar are și mult mai multe avantaje. De exemplu, ca PFA, dacă cumva, Doamne ferește, ajungi prin spital, nu-ți plătește nimeni spitalizarea. Corect. Trebuie să plătești suplimentar o contribuție ca să ți se plătească indemnizația de concediu. Ca PFA, nu-ți plătește nimeni concediu de odihnă. Și atunci tu trebuie să lucrezi un piculeț mai mult. Ca PFA, nu îți decontează nimeni concediu maternal. Dacă ai făcut, ești o mămică PFA, ai născut un bebe, atunci ar fi trebuit să plătești concediu ca să ai, mă refer la cele 126 de zile de sarcină și lăuzie. După aceea se intră în creșterea copilului. Nu vreau să ducem în eroare. Deci mă refer strict la sarcina și lăuzie, concediu de sarcină și lăuzie. Ulterior și ca PFA, dacă ești o mămică PFA, beneficiezi de acel concediu de creștere a copilului. Deci sunt avantaje și dezavantaje. Exact. Aici doar cel în cauză poate hotărâ și stabili unde se încadrează și ce îi convine cel mai mult. Discuția noastră ar fi putut să mai continue multe ore de acum încolo, pentru că noi avem foarte multe curiozități pe care domnul Bența ni le poate satisface, însă din păcate timpul nostru a expirat. Sunt convinsă că vom reuși să mai smulgem o promisiune că în drumurile domniei sale prin țară se va opri din nou în săptămânile următoare în studioul Campus TV, astfel că sunt sigură că vom mai avea ocazia să ne vedem și să discutăm. Domnilor, vă mulțumesc tare mult pentru faptul că ați acceptat invitația mea în această după-amiază. O zi minunată tuturor, numai bine. Sănătate multă, doamnelor și domnilor, punem punct aici emisiunii noastre. Ne revedem în foarte scurt timp la 19:30 la Jurnalul Campus TV. Până atunci vă las în compania colegului meu, Aura Ștereacă. La revedere deocamdată.